Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin este tot mai aproape de modernizarea completă. Proiectul demarat în toamna anului trecut are un mare succes datorită implicării active a autorităților locale, dar mai ales a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Lucrările de modernizare a secției boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin sunt tot mai aproape de modernizare și reabilitare, iar până la sfârșitul anului proiectul va fi finalizat, acesta fiind termenul asumat prin contractul de finanțare pe care președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, l-a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest, Oltenia. Unul din proiectele pe fonduri europene implementat de Consiliul Județean Mehedinți pentru Spitalul Județean privește reabilitarea și modernizarea secției de boli infecțioase a Spitalului Județean. Avem obligația să terminăm acest proiect până la sfârșitul anului. Lucrările continuă într-un ritm susținut și pe lângă corpul inițial de clădire, care va fi reabilitat complet și la interior și la exterior, și se vor face și compartimentările de rigoare și de asemenea toate instalațiile vor fi noi. A fost nevoie, pentru a îndeplini standardele sanitare în vigoare, a fost nevoie să construim încă două corpuri de clădire formate din parter și etaj. Corpul A este într-un stadiu mai avansat, în sensul că zilele trecute s-a turnat planșeul peste etajul 1 și de asemenea s-a turnat fundația la cel de-al doilea corp și am convingerea că până la sfârșitul anului aceste lucrări vor fi gata, ne vom încadra în termenul pe care ni l-am asumat în contractul de finanțare cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Infrastructura medicală a fost tot timpul o prioritate în ceea ce privește fondul de investiții al Consiliului Județean, acest proiect fiind realizat cu un buget de peste 10 milioane de lei, dintre care 2 milioane jumătate de lei au aparținut Consiliului Județean Mehedinți și de această dată Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean, s-a implicat și s-a mobilizat în ceea ce privește nevoile comunității, acesta asigurând condiții de calitate pentru cetățenii din județ. Încă o dovadă a faptului că un județ poate să prospere fără încetare sub aripa protectoare a unei autorități implicate, plină de empatie față de semenii noștri.